Președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene a invitat la sediul Consiliului Județean Neamț miercuri 11 octombrie aproximativ 90 de agenți economici care lucrează în domeniul turismului pe raza județului, cu care s-a discutat despre inițiativa organizării în luna decembrie a unui târg de Crăciun. Tema discuției de astăzi a fost pentru și invitați au fost agenții economici care se ocupă de turism și de promovarea turismului în județul Neamț, respectiv proprietari de pensiuni, proprietari de agenții de turism, și tema principală a fost legat de o dorință a președintelui Consiliului Județean de a înființa, începând cu anul 2016, respectiv de anul ăsta, un târg de Crăciun. Un târg de Crăciun, și aici, spre surprinderea mea plăcută, chiar a fost absolut, să zicem așa, acoperire, au avut absolut toate zonele județului Neamț, inclusiv zona de munte, inclusiv, eu știu, agenții de turism din zona Durăului, și acolo s-au discutat mai multe problemuțe punctuale care le-au avut fiecare. E de apreciat, așa, eu știu, dorința de a ne cunoaște și noi ca agenți economici pe segmentul ăsta de piață. Opiniile participanților legate de inițiativă au fost extrem de favorabile. Și dacă într-adevăr, eu știu, se realizează ce s-a discutat astăzi, nu poate să fie decât un lucru bun pentru turismul județean. Bun, dar nemțean. Ce este acest târg de Crăciun? Cu ce? În piatră? Unde ți-l facă? În mod normal din piatră, dar sunt invitați toți agenții economici, că asta a fost și discuția, una din temele pe ordinea de zi. În Piatra Neamț o să se organizeze, dar acolo s-a discutat și, eu știu, pe viitor să fim și prezenți la Târgul Internațional de la București sau chiar târguri internaționale care de marcă, care se țin în capitalele europene. Adică, dacă vorbim de turism, cel mai mare târg de turism se organizează anual în Germania, la Berlin. Și atunci, în condițiile în care, eu știu, un agent economic și-ar dori să fie prezent la un astfel de târg internațional, ca și societate de sine stătătoare, nu ai un foarte mare șansă de câștig acolo. În schimb, dacă vii sub sigla unui Consiliu Județean sau a unei zone, eu știu, dintr-o anumită zonă a României, cu mai mulți agenți economici, eu cred că e un lucru bun. Adică, agenții economici susțin că organizarea unitară a agențiilor de turism într-un județ, în vederea participării la târgurile internaționale de profil, este extrem de benefică pentru fiecare agent economic în parte, dar și pentru turismul dintr-o anumită zonă geografică. În opinia operatorilor de turism, județul Neamț are un mare potențial turistic care merită să fie exploatat corespunzător.